Peste jumătate dintre populația din Federația Rusă susține demisia guvernului condus de Dimitri Medvedev. Cel puțin asta arată un sondaj dat publicității de centru Levada Center. Potrivit studiului, 57% dintre respondenți susțin că guvernul este incapabil să rezolve problemele legate de creșterea prețurilor și scăderea veniturilor, 46% consideră că executivul rus nu poate oferi oamenilor locuri de muncă, iar 43% sunt de părere că autorităților nu le pasă de protecția socială. Mai mult decât atât, 36% dintre ei sunt convinși că actuala componență a guvernului nu poate face față crizei din economie. Dmitri Medvedev a fost președinte al Rusiei în perioada 2008-2012, iar din 2012 a fost prim-ministru, funcție pe care o ocupă și în prezent.